ținem că nu se realizează nimic. Aveai senzația că își varsă toți nervii pe tine, antrenori. Cei doi antrenori au fost abuzivi. De câte ori cădeai, de atâtea ori te dădea cu capul de bârnă. Nu prea era stilul meu să mă plâng. Noi ne cunoaștem foarte bine, ne completăm unul pe celălalt. După succesul de la Montreal, Bela și Marta Caroi au mutat lotul național de gimnastică de la Onești la Deva. Cu sprijinul organelor locale de partid, noua sală de gimnastică a fost gata în timp record. În informările securității, antrenorilor li se recunoșteau tenacitatea și eficiența, dar li se reproșau severitatea excesivă, nerespectarea medicației și a regimului alimentar recomandat de medici, disputele cu Federația Română de Gimnastică. Era un antrenor dur. Și ea era. Lucrau foarte mult. Din afară părea o rutină. Trebuia să faci elementele până la epuizare, ca să ajungi să fii perfect. Fetelor, adunarea! Era foarte certăreț. Da, ce poți să-i reproșezi tehnic? Că n-ai ce să-i reproșezi. De un om care n-a făcut gimnastică, nici nu-ți vine să crezi că a realizat ce a realizat. În martie 1981, în ultima zi a unui turneu în Venezuela și Statele Unite, soții Caroi și coregraful Gheza Pojar nu s-au mai întors la avionul care aducea echipa de gimnastică înapoi la București. În rapoartele securității se consemna, marea majoritate a sportivelor și-au exprimat mulțumirea că au scăpat de tiranie, bătaie, vorbe foarte urâte. A fost ca un pariu. Dacă se obține, înseamnă că asta este metoda supremă. Bătaie, coercitiv. Și așa a început să facă toată lumea. Aveai senzația că își varsă toți nervii pe tine, antrenori. Cei doi antrenori au fost abuzivi. Nu doar severi, nu doar autoritari. Au fost violenți. Bătaia era prezentă tot timpul? Da. Da. Eu n-am mâncat atât de multă bătaie ca alte colegi de-ale mele. Pentru ce? Pentru orice. Puteai să iei bătaie că te uiți de sus la ei. N-au primit răspunsul pe care l-așteptau. Sau nu ți-ai întins vârful suficient. Alea erau perioadele în care riscai să primești cel mai mult bătaie. Că nu ești în stare, că nu te pregătești destul. Că... Și atunci veneau palme, picioare. Cât am fost mică, nu. Mă gândesc că așa era sistemul. Nu știu. Dar niciodată nu mi-am pus întrebare. Oare așa trebuie făcută? Poate era în program. Ne străduim să formăm niște oameni cu caractere frumoase. Ea avea o altă chestie. Te dădea cu capul de bârnă, deci eram cu capul la nivelul bârnei. La vremea respectivă, atâta eram de înaltă, da? De câte ori cădeai, de atâtea ori te dădea cu capul de bârnă. Până erai, deci erai la un moment dat de busolată, nici nu mai înțelegeai nimic. Socotiți că vă este de un real folos faptul că lucrați alături de soțul dumneavoastră? Da, eu consider că este o formă superioară de lucru, o formă ideală, cum s-ar spune, pentru că noi ne cunoaștem foarte bine, ne completăm unul pe celălalt. Sau avea niște ghiuluri pe care le are și acum, după 40 de ani, le-am văzut pe mână, cu care te lovea tot în cap de ea. Astea erau ale ei. El era cu palmele, era un tip foarte înalt, da 46, cred că, la pantofi. Și nu puteai să treci decât pe lângă el. Și atunci ați aplica palma, Adidas-ul, ce găsea. În epocă se spunea că asta e calea de a face performanță. Se spunea această vorbă de-a dreptul prostească că bătaia e ruptă din rai. Că o palmă sau un picior în fund era acceptabil atâta vreme cât prin intermediul lor disciplinai un copil. Că un copil are nevoie să fie disciplinat pentru că nu se poate concentra singur să facă performanță. Acum chiar mi-am adus aminte vorbind cu dumneavoastră, aterizai la acrobatică, să zicem, dintr-un salt și el cum punea mâna pe spate te apuca cumva de... Îți tăia răsuflarea, efectiv, când te sucea așa. Și ar fi trebuit să te ajute. Păi, te ajuta. Era modul lui de a-ți spune că n-a fost bine și să nu vadă lumea că îți dă o palmă. Bun! Uite cum a fost mai bine.
El, în momentul în care a început să obțină rezultate cu noi, a început să închidă sala. Nu mai știa nimeni, un cuia pur și simplu când intra. Nu avea nicio dovadă. Deci eu nu puteam să mă duc să mă plâng cuiva. Erai singur împotriva tuturor. Nu aveai pe nimeni de partea ta. Nu puteai să susții ceva, că te-a bătut, că, ce știu eu, ai făcut antrenamentul, nu știu cum, că ai căzut, că te-ai lovit, ești vânăt, că m-a aruncat de pe aparat sau că se întâmplau și de-astea. Se pregătește să sară Emilia Eberle. Eberle a lucrat cu calcaneu plesnit, ceva în genul ăsta, și a lucrat și a și câștigat. Bună prima săritură! El avea sistemul lui, era un tip dur, dar, cum să vă spun, n-a demonstrat-o niciodată de față cu cineva. În lumea gimnasticii, despre școala de la Deva se știa că era cea mai dură. Antrenorii de la București spun că metodele lor erau diferite. O poveste are întotdeauna trei versiuni, scrie Nadia Comăneci în autobiografia Scrisori către o tânără gimnastă. Versiunea ta, a mea și adevărul. Nu ține nimeni cont de tine, nu te întreba nimeni dacă ți-e rău sau ți-e bine, dacă îți dorești sau nu îți dorești ceva, dacă ești sănătos sau nu, nu. Tu erai bun pentru a obține niște rezultate, ei. Și a lege alții niște lauri. Nu existau pauze, vacanțe între competiții. Gimnastele rămâneau de fiecare dată în același program epuizant. A zis el că suntem cam grase. Era vorba așa de 50 de grame, 100 de grame, deci asta însemna ceva în plus la 30 de kg, cât aveam, 30 și ceva de kilograme. Și cu girul medicului, mi-aduc aminte, eram la masa de prânz și a venit să ne stabilească un regim de slăbire, care trebuia să țină o săptămână și aveam de ales între a mânca 6 ouă pe zi, 2 dimineața, 2 la prânz, 2 seara, moi tari, cum le doream, cu sare și apă cât dorim. Asta timp de o săptămână, atât mâncai și nimic mai mult, sau o zi salată, o zi friptură, o zi salată, o zi friptură, iar eu, pentru că eram sătulă de grătarul cu salată, am preferat varianta ouălor și după 36 de ouă în 6 zile am avut o analiză de sânge iteric. Sau am avut niște coaste rupte, am căzut la paralele, am scăpat priza, m-am scurs fiind într-o gigantică și am avut două coaste rupte. Deci am avut două turnee la care am mers așa, din nu puteam să respir. Deci nu aveai voie să te vaiți, că te doare, că ți-e rău. Spre exemplu, eu tatălui meu avea el săracul 70 de ani și am încercat să-i explic că el niciodată n-a știut de fapt ce mi se întâmpla mie în toți anii aceia și el era teribil de surprins. El fiind convins că mie mi-a fost foarte bine în perioada aceea. Iar antrenorii, având un gir de plin din partea părinților, au considerat ca o drept de viață și de moarte, cred. Mai strigai, hai acum, mai la ele, mai nu știu ce, că nu poți să faci numai cu hai te rog frumos, hai te rog frumos, dar nici ce declară acum fetele e îngrozitor, adică mai bine nu mai facem performanță. Nu poți să schilodești psihic un copil pentru ce? La mine nu gimnastica a fost grea, la mine regimul a fost greu. Fiindcă eu tot timpul am avut probleme de greutate, eu tot timpul am avut 100 de grame în plus, să zic 100, ca să nu spun mai mult, și dacă nu mâncam, tot eram grasă, și dacă nu mâncam, tot aveam 500 de grame în plus, cred că din aer mă îngrășeam. Plusul ăla trebuia dus cu tine, la paralele, unde ești doar în brațe, deci se simt.
te cântărea de două ori, de trei ori într-o zi, de patru ori într-o zi, adică și dacă băiai o gură de apă, era normal ca 5 grame să se vadă, da? Aveți voie să beți apă cât vă trebuia? Nu. În teorie, da, dar nu. Atâta vreme cât mă pui pe cântar și mă trezesc cu două palme că am 5 grame în plus și trebuie să fac 200 de genoflexiuni ca să le dau jos. De ce mi se păreau diabolici? Pentru că, spre exemplu, mergeam la masă în străinătate și noi n-aveam voie decât o felie transparentă, să zicem, de ce știu eu, un parizer. Fetele care aveau mai mult tupeu, să zicem, colegele mele, mai băgau, să zicem, o lingură de, ce știu, brânză topită sub felia asta. El era un tip foarte înalt, noi foarte scunde și mergeam în spatele nostru și vedea tot ce puneam în farfurie, spre exemplu, dacă eram la o autoservire ca la Montreal. În Germania, spre exemplu, ne-am așezat la masă și au venit cu nouă ne dădea ce credea el că avem voie să mâncăm. În schimb, ei își comandau așa niște farfurii cu vârf, parcă le văd și acum, cu cartofi prăjiți. Adică, după ce terminăm, n-ai decât să mănânci. Dar nu cu mine la masă, dacă tot nu-mi dai voie, sunt copil, sunt pofticios, poate mi-e rău, poate nu știu. Nu, ei mâncau cu noi la masă. Mi-aduc aminte că la Montreal ea tot timpul la masa de prânz își servea tarta cu fructe. La fiecare masă, cu noi la masă. Dacă aveam o după masă liberă și ne dădea voie în oraș, păi puneam 2, 3, 5 kg fără nicio problemă. Făceam cofetărie din cofetărie. Chit ca a doua zi știam ce ne așteaptă. Apelam la laxative din ce în ce mai puternice și luam din ce în ce mai multe, pentru că organismul se obișnuia și atunci erai obligat ca să-și facă efectul să tot iei. Când am văzut că ele nu mai funcționează, am început cu vărsatul. Da. Adică mâncai și vărsai, să nu pui nimic pe tine. Te săturai, simțeau papilele tot ce îți doreai să simți. Asta se întâmpla de obicei când mergeam acasă, pentru că acolo n-aveai cum. Era foarte greu să introduci ceva din exterior. Am avut noroc, că am avut noroc de la familia mea, probabil, n-am suferit de probleme de greutate. Am avut colege care se străduiau să mai slăbească, mă duceam cu ele în saună. Tot timpul am luat susținătoare. De la simple vitamina C subte până la din ce în ce mai complicate pe măsură stadiului în care eram. Adică în momentul în care erai la lot olimpic, erau tot soiul de... Numai acolo primeai anumite suplimente. Știați ce vi se dă? Uneori da, de cele mai multe ori pe mine mă interesa, spre exemplu, ce iau. Și dacă nu știam ce iau, preferam să arunc. În condițiile în care nu eram găsită că fac chestia asta, adică ei ne controlau, ajunsese ea să ne controleze și erau la Onești, la vestiare, niște toalete turcești și nu se duceau pastilele tot timpul când trăgeai apa și ea venea în urmă. Probabil și-a dat seama că ceva se întâmplă. Că, pur și simplu veneau și ne puneau la fiecare pumn și aveai așa cu pumn, trebuia să le înghiți, până când a trebuit să le înghiți de față cu ei când și-au dat seama că noi mai aruncăm din ele. Dar eu personal, pentru acea perioadă, consider că nu puteai cu ceea ce primeam ca hrană să faci un efort de 10-12 ore pe zi fără a primi anumite suplimente. În perioada comunistă, puțini erau românii care aveau voie să iasă din țară. Despre gimnaste s-ar putea spune că au văzut lumea. Și aici poveștile sunt diferite. Nu vedeam mare lucru. Știam, cred că, crăpăturile în pereți. În afară de sală, masă, casă, nu știai nimic. Îți dădea să faci până la epuizare. Până nu mai puteai. Era conștient de chestia asta. Dacă obțineați rezultate bune, simțeați atunci că se îmblânzește puțin? Tot timpul am sperat chestia asta, dar nu s-a întâmplat. Întotdeauna găsea că ceva n-a fost bun. După 10 ani de antrenamente, Georgeta Gabor, mezina echipei de aur, a hotărât să renunțe la gimnastică.
Fără să-și propună asta, s-a trezit într-o luptă cu sistemul. Consecințele au fost dure și a suferit mulți ani. Te scotea în fața unui careu și te făcea, n-aveai ce culege de jos, două ore aveai cu spatele la zid de făcut genuflexiuni, spre exemplu, până nu mai puteai și te vedea toată lumea și trecea pe lângă tine și ei mai veneau din când în când și se mai aruncau câte o vorbă așa și de regulă și ei și Gheza le aruncau în limba maghiară. De nu pricepeau restul și eu, vorbitoare de limba maghiară, înțelegeam. Adică mi se păreau țintite. Aveam un jurnal, să zicem, un caiet în care îmi notam absolut tot ce se întâmpla, care mi-a fost sustras. Adică ei și-au luat așa niște măsuri, au pus colegele mele să dea niște declarații, le-au trezit noaptea pe la ora 2, le-au pus să dea niște declarații pe Luminița, Teodora și Nadia, undeva la toaletă, cu hârtiile în față, le-o dicta ce să scrie, că nu prezint garanții morale și politice, că sunt o instigatoare, că, mă rog, mai multe am zis că am să mă duc să-mi scot și eu dosarul de la CNSAS. Mi se părea că paharul s-a umplut. Trăisem niște umilințe, eu așa le-am perceput atunci. Și aș dori să se înțeleagă chestia asta, adică tot ce spun este prin prisma propriei mele persoane și din perioada în care eu am făcut gimnastică. Poate că o altă colegă de-a mea a trăit altfel acele timpuri. Eu sunt singura la părinți și în momentul în care m-am apucat de gimnastică și am început să merg prin cantonamente și așa, am fost foarte fericită pentru că am avut numai prietene și numai surori până la urmă. Eram super încântată, nu aveam nicio treabă să stau acasă la mama. Din motivul ăsta nu mi-aduc aminte de lucruri rele. Totul a fost frumos pentru mine. După ce am plecat din gimnastică pentru că m-au încărcat ei bine, am avut securitatea acasă câțiva ani. Efectiv câțiva ani. Vedeau și controbăiau, periodic. Nu aveam nimic. Domnul chiar era foarte în regulă. Major, nu știu ce era, care venea acasă. Doi, cu un proces de 2 ani de zile pentru un echipament sportiv pe care nu-l mai aveam. Deci au venit așa la pachet și oarecum am avut așa o lehamite de-a lungul timpului vis-a-vis de gimnastică. Deci eu ani de zile nu m-am uitat. Ce se întâmpla înainte de 90 cu o gimnastă de performanță după ce se retrăgea? Care era viitorul pentru ea? Ce putea să facă? Putea să facă orice. De ce spun asta? Pentru că școala era luată foarte în serios. Și atunci puteai să te duci la orice facultate. M-am retras în 87 după campionate mondiale de la Rotterdam. Am ajuns astăzi în București și a doua zi m-am dus să-mi dau admitere la facultate, printre care am fost obligată să fac și gimnastica, care cu două zile înainte eram campioane mondiale. Mă angajez, necalificată, cu infractoare de drept comun, îmi aduc aminte că m-am dus, nici nu mă interesa unde mă duc, voiam neapărat să muncesc undeva, la o fabrică de conserve, ceva de genul ăsta. După aia am aflat că lumea discuta, uite-o unde a ajuns. Soțul sportiv și el, deci n-am dus lipsă de absolut nimic. Nu pot să mă plâng că, spre deosebire de colegele mele, multe după mine, care au avut parte de privațiuni, chiar dacă mult mai medaliate decât mine. Uitați-vă în urmă, poate că eu sunt părtinitoare, uitați-vă în urmă la toate gimnastele care s-au ridicat din 76 până acum și spuneți-mi și mie, câte gimnaste, adică nu pot să cred că chiar toate n-au avut minte, n-au avut pregătire, n-au avut viziune, nu au avut dorință, n-au avut nimic bun pentru gimnastică decât să se folosească de ele. Nici Nadia nu a fost o răsfățată în România comunistă. Când nu a mai adus faimă și medalii, a devenit prizonieră în propria țară. Nu a mai fost lăsată să călătorească, nu i s-au aprobat deplasări la competițiile de gimnastică, i-au fost refuzate interviurile în presa internațională. A reușit să plece din România noaptea, trecând granița spre Ungaria pe jos, într-un grup format din 7 fugari și o călăuză, spre disperarea organelor de securitate și furia lui Nicolae Ceaușescu.
Nadia însăși a fost înregistrată în timp ce discuta cu membrii familiei despre acest subiect. A spus că nu intenționează să fugă din România. N-avea niciun motiv. Când s-a întors la un moment dat dintr-un turneu, a fost așteptată la aeroport de fratele ei, care a întrebat-o în glumă, dar de ce n-ai rămas, de ce te-ai mai întors? Și Nadia a răspuns și serios, dar și în glumă, că se simte bine în România și se simte bine în bucătăria ei, cu cratițele ei, ceea ce a stârnit râsul tuturor. Au existat de-a lungul anilor diferite teorii privind fuga Nadiei, că a fost sprijinită de CIA, că securitatea a închis ochii. Sprijinul CIA este ridicol, nu a existat. De altfel, această teorie a fost inventată de ofițeri de securitate care s-au văzut deznădăjduiți în momentul în care au aflat vestea acestei fugi, care a creat o adevărată furtună. Au fost conducători care au fost aceiași 30 de ani, 40 de ani. Ei nu pot să cred că nu puteau să facă nimic pentru ea. Nu poți să te bucuri cât era copil și să te încununezi de lauri. Dar pentru că ei asta au făcut. Și ea să nu aibă dreptul la nimic. Că dacă vă uitați în urmă, ea nu a avut dreptul la nimic în România până în 89, când a plecat. Cred că de sătul a plecat. Adică te sufoși la un moment dat. Cu experiențe și amintiri atât de diferite, le-am întrebat pe fostele campioane cum le-a schimbat gimnastica. Sunt niște plusuri de ambiție, de organizare, de corectitudine, mult prea serioasă în schimb și cu viața luată prea în serios de atunci. Faptul poate că nu am avut copilărie, că nu știu să mă bucur. Gimnastica a fost pentru mine o mare familie, dar realmente cred în ceea ce spun. Cum de sunt atât de diferite poveștile despre gimnastică și din gimnastică? În sensul? Povestea dumneavoastră este o poveste despre reușită și frumusețea sportului. Alte povești sunt numai despre chin și despre bătăi și jigniri și diete îngrozitoare. Până la urmă, care e povestea? Cred că povestea este a fiecăruia și experiența personală este a fiecăruia. Lumea gimnasticii continuă să fie o lume închisă. Mărturiile gimnastelor despre abuzuri sunt rare. Nici Nadia nu a vrut să vorbească. A răspuns că era copil și își aduce aminte foarte puțin. Cred că am iertat foarte mult sau iert foarte mult din tot ce s-a întâmplat atunci, dar nu uit. Sportul creează o dependență. Părerea mea asta este că creează o dependență, trăiești ca într-o bulă, lumea nu înțelege chestia asta. În momentul în care termin cu sportul, ești inadaptabil, cei mai mulți sportivi de performanță sunt inadaptabili, nu cunosc nimic în exteriorul lor. Nu știu ce să facă fără sport și nu-i ajută nimeni.